Păi cum e să alergați până la urmă prin tocuri, prin casă, prin trafic, prin pe stradă, când trebuie să fii mamă, când trebuie să ai un copil, să ai grijă de el? Cum să spun eu, cred că am fost și sunt o mamă fericită pentru că înălțimea mea îmi permite foarte rar să mă urc pe tocuri, așa că o viață întreagă am fost încălțată în Adidas, încălțăminte sport, dar asta nu înseamnă că nu apreciez mămicile care se urcă pe tocuri de dimineață și mai vin seara acasă obosite și de la serviciu și, nu știu, meditații cu copilul și venind cu ei de la o sală de sport, pentru că trebuie. Dar dumneavoastră cum vă împărțați așa între viața de familie și cea, până la urmă, de campioană? Având în vedere că am stat 24 de ani în cantonament, am avut copilul cu mine cât a fost micuț, până am mers la grădiniță, după care m-am retras când el avea vreo 7 anișori. Cred că este foarte bine să îmbini viața de familie cu cea sportivă în cazul meu, ca, nu știu, fericirea și liniștea pe care ți-o dă familia nu-ți dă nimeni și cred că este foarte important ca să știi să îmbini serviciu cu... Dar cum îi vorbeați despre sport, despre această viață până la urmă trăită în ceea ce înseamnă competiție, în ceea ce înseamnă efort? Cum i-ați prezentat copilului toată latura asta a vieții? El a trăit pe viu, să zic, toată activitatea mea. Când era mic nu realiza, dar după ce s-a mărit, este mândru, normal, de mama lui. A încercat și el să facă sport, dar performanța mea l-a blocat, așa să zic, pentru că, fiind și foarte ambițios, își dorea să câștige de la prima competiție și degeaba încercam eu să-i spun că este foarte greu din prima doar să câștigi, pentru că dacă nu guști și din eșec, nu ai cum să progresezi. Dar a ales varianta asta alaltă de a studia, și-a terminat studiile afară, face sport pentru el, pentru sănătatea lui și asta mă bucură. Câți ani are el acum? Pe 27 noiembrie împlinește 22 de ani. Mulți înainte! Mulțumesc asemenea! Cum e să fiți mamă de băiat așa? Foarte bine! Este foarte bine, dar cred că și mamă de fată este foarte bine, pentru că un copil te împlinește ca femeie, ca, nu mai spun, bucuriile pe care le trăiești alături de copilul, le trăiești nici câștigând nu știu câte medalii. Țin minte ca și acum, în 2004, după ce am revenit de la Jocurile Olimpice, campioană olimpică, era a șasea mea participare și normal că toată lumea te felicită, te invită și la un moment dat el probabil simțea că mama nu este numai a lui, ci mai este și altora și într-o seară mi-a zis: mama, nu e așa că tu și 100 de medalii dacă ai să câștigi pe mine, mă iubești cel mai mult? Da. Că v-a stopit atunci când ați auzit. Normal, normal, că nu poți să compari nicio medalie, nici chiar și cea de aur nu poți să compari cu bucuria de a fi mamă. Dumneavoastră ați crescut într-un mediu destul de ostil, făceați antrenamente, ore în șir, lucrați, munceați, vă pregăteați, antrenați. Cum ați fost ca mamă pe partea asta față de el? Ați fost mai dură sau ați încercat să-l protejați, vă îngrijorați foarte repede? Este foarte greu ca, nu știu, într-o zi și jumătate, că aveam liber de sâmbătă de la prânz până duminică seară și mai fugeam acasă miercuri după masă când aveam o zi liberă de la antrenament. Este foarte greu să fii într-o perioadă atât de scurtă
să fii o mamă dură și cred că nici nu e cazul, ci copilul trebuie să înțeleagă, să discearnă ce e bine, ce este rău.